Conducerea Spitalului Municipal de Urgență din Roman a inaugurat împreună cu edilul șef al municipiului, în prezența membrilor comitetului directori, al celor din Consiliul de Administrație și a personalului care lucrează aici, una dintre cele mai moderne secții, aceea de psihiatrie. Atunci să zicem așa, să fie într-un ceas bun, cu multă sănătate. Mulțumim! Bună ziua! 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 Secția de psihiatrie, amplasată în curtea spitalului vechi într-un corp de clădire, parter plus etaj, este unitate cu 50 de paturi, în care sunt tratați bolnavi cu afecțiuni psihice. De o clădire parter plus etaj. La parter, cum a prezentat și domnul doctor, sunt cabinetele medicale, cabinetul de tratament, cabinetul de triaj, ambulatoriu, cabinetul psihologului, sunt și saloane pentru 13 pacienți care au o stare mai cu nevroze, depresii. Iar la etaj este sunt saloanele pentru acuți, pentru pacienții agitați psihomotor, sunt 37 de paturi. Toate saloanele sunt prevăzute cu ferestre cu gratii, tocmai pentru a evita eventualele incidente, accidente ce pot surveni la pacienții agitați psihomotor. De asemenea, tot la etaj, ghiuvetele sunt de inox, antivandalism. A prezintă sistem call nursing, prezintă sistem de supraveghere video și sistemul de securitate la incendiu. Ceea ce încă nu am spus este că am obținut autorizația de la Inspectoratul de Situații de Urgență pentru securitatea la incendiu. Edilul șef al municipiului a evidențiat eforturile conducerii spitalului de urgență de a moderniza imobilul din fonduri proprii. Secția de psihiatrie este destinată bolnavilor cu afecțiuni psihice acute și cronice, secție în care sunt îngrijiți 50 de pacienți de către 40 de angajați, medici, asistente, infirmiere și supraveghetori. Schema de personal va fi completată în această vară cu încă un post de medic și unul de psiholog. O nouă secție reabilitată la Spitalul Municipal de Urgență Roman. Este vorba de clădirea Spitalului de Psihiatrie, în care sunt găzduite 50 de paturi pentru bolnavi afectați pe probleme psihice, pe probleme de sănătate mentală, 40 de angajați, medici, asistente, infirmieri, aparat tehnic, toți cei care trebuie să deservească o astfel de secție, își vor desfășura activitatea în casă nouă. În perioada următoare sunt scoase la concurs încă un post de medic psihiatru și un post de psiholog, așa încât în această vară echipa se va întregi. Este o echipă nouă, într-o casă nouă, cărora doresc să le urez mult succes. Primarul Laurențiu Leoreanu a reamintit faptul că de la preluarea Spitalului de Urgență Roman în administrarea autorităților publice locale s-a trecut la modernizarea, rând pe rând, a tuturor secțiilor unității sanitare. Procesul de modernizare va continua și în următorul an și jumătate cu alte investiții importante. Asta este o lucrare amplă și în interior și în exterior, după cum puteți vedea. Și ne bucurăm că încă o secție a putut fi modernizată și vom continua în aceeași măsură ca în perioada următoare să poată fi epuizată, eu știu, poate într-un an și jumătate, toate secțiile din spital să fie modernizate la acest nivel, la standard european. Investiția în secția de psihiatrie s-a realizat integral din fonduri ale Spitalului de Urgență și s-a ridicat la aproximativ 10 miliarde de lei vechi. Da, o investiție care se ajunge aproape de 10 miliarde, e vorba de reabilitare, așa cum a prezentat doamna manager, interioară, termosistemul și partea de acoperiș, o nouă șarpantă. Toată această lucrare este în jur de aproape 10 miliarde, inclusiv cheltuielile care au fost cu autorizarea și cu cheltuielile de proiectare. 10 miliarde de lei vechi. 10, 1 milion.
Noi. Un milion de euro. Noi credem că această investiție, într-adevăr, cum a zis, finalizată cu autorizarea clădirii și pentru că sistemele, așa cum v-am prezentat, sunt de ultimă generație, vor asigura confortul atât al pacientului, cât și siguranța pacientului care vine și a personalului care își desfășoară activitatea în această secție modernă. Fostul șef al secției psihiatrie, doctorul Ionel Țubucanu, a ținut să reamintească faptul că la Spitalul Roman această secție a fost înființată ca urmare a strădanilor doctorului în științe medicale, Cleopatra Andrieș, primul șef de secție, activitatea sa fiind continuată de el, care anul acesta a predat ștafeta doctorului Daniel Țubucanu. O să încep prin a aduce în laudele mele și probabil și ale dumneavoastră numele doctoriței Andrieș Cleopatra, care a înființat secția și a muncit destul de mult și omagiile mele sunt aceleași ca dintotdeauna. Toată echipa s-a străduit de-a lungul timpului așa să obțină rezultatele cele mai bune și să arate cât de cât plăcut. Deci bolnavul psihic vine când simte și frumosul din jur și mai ales frumosul din suflet. Am căutat ca frumosul nostru din suflet și a echipei tinere, nu e echipă nouă, este echipă tânără, foarte bine pregătită, și am căutat ca starea noastră sufletească și frumosul din noi să-l extrapolăm pacienților. Secția, de fapt, toată este de acuți, dar atunci când se trece de o anumită perioadă de terapie, pacienții pot fi coborâți sau cei stabilizați sau ameliorați în parte. Secția de psihiatrie a Spitalului Roman a funcționat de-a lungul ultimilor ani în mai multe locații. În ultimii ani, secția avea sediul pe Bulevardul Roman Mușat, lângă sala polivalentă, într-un pavilion total impropriu activității pe care o desfășura. De câțiva ani, secția a fost mutată în strada Speranței, intrând în ultimul an în proces de modernizare.